Bună seara și bine v-am regăsit! Vremea nu se schimbă prea mult nici mâine, așa că ploile vor fi în forță. Va mai fi și cer variabil cu înorări accentuate în unele regiuni, va fi și soare, iar din punct de vedere termic rămânem cam la aceleași valori ca și azi. Excepție face zona vestică unde vor fi temperaturi ridicate, mai multe detalii însă imediat. În această noapte cerul se mai limpezește, astfel că va fi senin pe întreg teritoriul românesc. Temperaturile sunt din categoria celor care ne vor permite să avem un somn liniștit, așa că valorile termice se vor situa între 11 și 18 grade Celsius. 11 grade vor fi în centrul țării, 15 grade vor fi resimțite în jumătatea nordică, iar valoarea maximă de 18 grade se va testa în sud-estul țării. Mâine vremea devine una din ce în ce mai caldă, ba chiar se apropie de pragul caniculei prin partea de vest a teritoriului și vorbim de 33 de grade. Maximele de mâine la nivel național sunt anunțate între 23 de grade prin estul țării și 29 în sud-vest, și anume la Târgu Jiu. Spre seară însă, ploile încep să cuprindă treptat majoritatea regiunilor, ploi care vor fi însoțite de vânt cu aspect de vijelie. În zona Moldovei vremea va fi mai mult închisă, iar meteorologii anunță ploi cu descărcări electrice. Nici temperaturile nu vor fi prea generoase. La Ochnița, de exemplu, vor fi 20 de grade, 23 vor fi la Bălți, 25 la Ștefan Vodă, iar 29 de grade vor fi atestate la Galați. La Chișinău, cerul va fi variabil, după amiază norii ar putea să fie ceva mai accentuat și există șansele să plouă, așa că n-ar fi rău să aveți umbrelele la voi. Mâine, maximele termice vor indica ziua până la 24 de grade, iar noaptea vor fi până la 16 grade. La București, vremea va fi frumoasă și va continua să se încălzească ușor, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă de 17 grade. Acestea au fost datele despre starea vremii. Eu vă doresc o seară cât se poate de liniștită. La revedere!